Gherila Camp. Accelerat de Dacia, business liberat de Telecom, inspirat de Banca Transilvania, inovat de Glo. Salutare, Bogdan Bocșe. De ce ideea voastră merită? Noi vedem Visage Cloud ca o inițiativă care să unească efortul de cercetare și dezvoltare din România și din regiune cu cererea comercială. Asta înseamnă, practic, că noi vrem să aducem inovația din laborator mai repede în piață, în speță în domeniul computer vision. Din punctul meu de vedere, Visage Cloud a început și este acum o soluție de face recognition, dar în viitorul apropiat, în termen de un an, aș spune, o să devină o soluție de computer vision integrată cu mai multe module, mai multe capabilități care să ajute atât jucătorii din piață care vor să se ocupe de cercetare și dezvoltare, cât și potențialii clienți care vor să își digitalizeze business-ul și să beneficieze de inovația din domeniul computer vision cât mai devreme. Gherila Camp, accelerat de Dacia, business liberat de Telecom, parteneri Aqua Carpatica și HP.